Așadar, în luna mai se poartă cronograf. Se poartă bine? Tot mai mult și mai mulți poartă cronograf și asta mă bucură, pentru că acest joc de cuvinte în care luna mai se poartă cronograf a prins la public și mă bucur că se asociază luna mai cu festivalul cronograf. Iar în luna aceasta purtăm cronograf. Am ajuns deja la 13-a ediție. Nu vă este frică de acest număr? E cu noroc? Sper să fie cu noroc. Până la urmă, dacă noi muncim mult, norocul vine după noi. Deci nu ne lasă pedepsiți, să zicem. Dar 13 mai, spunea cineva că e 13 mai vineri și iar e ghinion. Dar nu ne afectează cu nimic. Avem foarte multe evenimente, avem foarte, foarte mulți participanți și atunci sunt sigur că lucrurile vor merge bine. Este adevărat, promisiunile sunt mari. Chiar discutam cu colegii înainte de emisie. Marketingul este foarte bun, marketingul pentru festival, evident. Sunt 50 de proiecții care urmează să le vedem din 22 de țări. Ele au fost selectate dintr-un număr total de 600. Peste 600 de filme. Da. Asta a fost efortul mare și complicat pentru noi. Nu ne-am așteptat să vină atât de multe filme în preselecție și atunci a trebuit să facem față. Practic în luna februarie, martie, aprilie, jurii de preselecție au privit filme non-stop. Chiar pe de parte invidiam, pe de altă parte îi jeleam că zic nu se poate să prevești 24 de ore film. Dar trebuia să previm pentru că este normal și corect așa, toți cei care trimit filme trebuie să fie văzute filmele, să fie ierarhizate într-o anumită ordine și să selectăm cele mai bune filme care sunt pe placul publicului.